Bine v-am găsit, stimați telespectatori, pentru că am avut mai înainte o intervenție la o emisiune la postul TV33 a lui, la emisiunea lui Horia Alexandrescu despre Muntele Athos, despre săracii cu duhul de la noi care au protestat ei cu sele prusiștii, am hotărât să înregistreze aici până ajung acasă pe la 10 și ceva, parcă trebuie să intru și la Lefin eu să vorbesc despre Ion Iliescu și a sărbătorit. Așadar, am două subiecte. Primul și cel mai important este Vuietu, Vaietu, Jelania, revolta în legătură cu o decizie dată de Tribunalul București în chestiunea protestelor, reprimării populației pașnice protestatare la 10 august. Despre 10 august, cât 1900, cât 2018, 18, cred că da, am scris de, m-am plictisit. Am scris atunci că a fost un exces inexplicabil de zel al jandarmilor. Acest 10 august a devenit pentru tot felul de demagogi și Rică Venturiano de tipul Rareș Bogdan, un fel de Grivița 33 pentru Gheorghe Iudeș, deci mai ales pentru Rareș Bogdan, era, știți că Grivița 33 a devenit rampa de lansare a lui Gheorghe Iudeș și după 23 ani ne săturasem până în gât de Grivița 23, până că s-a 33, până s-a descoperit. Eu am și spus că, de fapt, comuniștii mai lucru nu făcuseră. Este o diversiune a lui Armand Călinescu, zis Chioru, care era subsecretar de stat la interne și ca să justifice starea de asediu, au spus că cei de la Grivița sunt manipulați de comuniști care sunt manipulați de Moscova. Nu, este o grevă a minerilor, a ceferiștilor, nu le dăduse salariu, este o curbă de sacrificiu pe ianuarie, exact ca la mineri. Ei au ocupat întreprinderea la început, atelierele la începutul lui februarie, guvernul care era țărănist a intrat în dialog cu ei și eu, guvernul le-a promis în urma negocierilor că le dă salariu. Și, mă rog, și salariul nu așa micșorat, dar în timpul ăsta, în timp ce negociau, băga repede prin Parlament, până la ora 2 noaptea, o lege a stării de urgență și acolo a fost o, din ăsta, escrocul ăla de Armand Călinescu, Chioru, cel care a fost cea mai sluga jalnică a lui Carol al II-lea în reprimarea mișcării legionare după instaurarea dictaturii ca. Și atunci comuniștii s-au lipit și ei. Au zis și ei, cum ar fi acum USR care ar sprijini nu știu ce mișcare. Uite, AUR acum care ar sprijini minerii. Înseamnă că s-a implicat AUR în protestul minerilor. Și atunci a spus că Moscova a pus la cale, că vor fi, are el niște probe, că Moscova organizează, Moscova de atunci, nu cea de acum, că cea de acum tot la fel organizează. Și după, este foarte mult lucru suspect, să vă arăt o dată la, că mi-a tot zis Marius Tucă la emisiunea lui, se prezintă la, băieți au fost la diversiune, din greu, adică siguranță, i-a dat drumul înainte de grevă, lui Gheorghe Iudeș, nu știu, era pe la pușcărie, nu, umbla Gheorghe Iudeș prin toată țara, pe banii siguranței, bănuiesc. Și felul ăsta, cam așa ceva. Deci, Rareș Bogdan nu e un fel de Gheorghe Iudeș. Mă rog, nu va ajunge niciodată ca Gheorghe Iudeș, pentru că nu-l va da jos pe Ludovic Orban. Și nici ăla de la Cotroceni, degeaba îi suflă el în fund în fiecare zi, nu-l va pune pentru că se teme de el. Rareș, adică nu pare chiar atât de prost precum Câțu. Bun. Deci, acum am văzut, am discutat. Această poveste cu jandarmii este una dintre cele mai mari fâsuri, nu, cea mai mare ticăloșie din istoria postdecembristă.
Imediat după, adică nici măcar nu se terminaseră incidentele, a ieșit Claus Iohannis, potrivit operațiunii, și a zis că, în loc să spună că deplânge, că a fost și manifestarea violentă, nu o să uimă, țineți minte, cum zicea Rareș, era isteric atunci, era jurnalist, vezi, Doamne, la realitatea care nu devenise plus, dar nu-ți plătise nici atunci impozitele și spunea că vor veni din diaspora, n-a venit nimeni din diaspora suficient, nu-mi dau seama cine a organizat-o și de ce, părea mea este că serviciile, oricum serviciile erau obligate să țină sub control și el a ieșit atunci, Claus Iohannis, și a orientat din start, a spus că trebuie vinovații cu tare. După asta, parchetul și dicotul s-a tot strofocat, s-a clasat pentru că, să vă spun și de ce. Deci, care era teza lui Gheorghiu Dej de la 10 august, adică a lui Rareș Bogdan și a lui SRE plus. Ei au fost acolo și au fost gazați. Bun, și aia din vestele galbene nu sunt gazați, dar aia care au fost la Cotroceni și au protestat nu au fost. Bun. Nu. Au fost. Eu cred încă o dată că a fost un eșec de zel sau de lipsă de. Dar nu pot. Ce voiau ei? Voiau să găsească legătura între Dragnea, Carmen Dan și ăștia. Așa au încercat și cu Revoluția. Deci, oameni, eu sunt domn, stimați telespectatori, trebuie să sunt doctor în Revoluție. În teroriști. Nu găsesc. Mi-a spus, adică am și scris atunci că Napoleon. Nu găsești în afară la Iliescu, că uite, ziua lui de naștere, de cele două discursuri în care vorbește de teroriști la televizor, TVR, liberă, cel din la ora 7:22 decembrie, unde spune că securiștii care sunt teroriști cu tare, nu știu ce fac, și ăla de pe 23 seara, în numele frontului, în comunicatul, în vorba de securi, de teroriști care te. El oricând poate să spună și a spus Iliescu, domnule, am zis și eu că mi s-a zis cineva. Nu există probă. Bun. Din coace, o fi, nu mă vâr, dar nu există nicio probă că, probă că Liviu Dragnea, nu știu, au dispărut. Doi, e limpede că și mulțimea, în mulțime erau niște tipi care erau agresivi. Pentru prima dată a fost o demonstrație agresivă. Aia m-a interesat. Cine a pus la cale afacerea mai ținut cu Springtime? Ăla era. Bun. Fiind vorba de un fel de Grivița 33 pentru Rareș Bogdan, care e un fel de USR plusist al PNL, el încearcă să-l lucreze pe Tilișcă, dându-se USR plusist. Băi, mâine, poi, așa. Nu, și ora procuror a infirmat, după asta s-a dus, a venit o tante de la Dicot pusă de Iohannis și acum s-a infirmat dosarul. De ce? Pentru că judecătorii, chi nu au probe, domnule, nu au probe, asta nu vreau să înțeleagă, nu vor să înțeleagă ăștia de la USR Plus, că oricum sunt analfabeți. Primul lucru pe care l-am învățat la facultatea de filozofie a fost, în primul, a fost între adevărul juridic și adevărul real, e o prăpastie. Judecătorul poate să fi văzut că întotdeauna îi împușca pe ăla, dar atunci el e martor. Deci trebuie probe. Nu sunt probe, pot să, cum să condamn? Și acest dosar care se dă, se e plasat sau la curtea, arată că undeva că judecătorii n-au, nu că n-au curaj, ci băi, eu îi condamn, bun, îi chem, dar îi condamn, da? Păi da, dar după asta iată că și pleacă nenea de la Cotroceni și vine unul și zice, băi, stai puțin, că matale mânărite acolo dosarele. Nu sunt probe de punctul ăsta, dar decât Rareș Bogdan și cu Ciolo și cu ăsta, Voiculescu și cu toți springarii de la USR Plus se ducă probe. Ce nu aduc ei probe? Și de ce nu găsesc? Nu sunt de punctul ăsta de vedere. Și s-a ajuns la o nebunie. La o nebunie încât câțu să spun că de regulă, mai țineți minte, când se contestau și noi am contestat hotărârea ale instanțelor, veneau politicieni, spuneau, doamne, nu ne vărâm,
Păi dacă justiția independentă, cum să fie, mă, Câțu, premierul României, să spui că ai dat ordin ministrului justiției să redeschidă dosarul. Dar n-au zis, mă, nu ziceți voi că justiția este independentă? Dacă ea este independentă și când greșește, e independentă. Spun, nu înțeleg cum, adică de ce? Când l-a condamnat pe Dragnea, pe nedrept, justiția era bună, da? Ca și CCR-ul. Acum nu e bună că nu li s-a satisfăcut lor, nu i-a mângâiat pe burtă, că ei cred că au fost acolo și acolo au fost și au dat sufletul cu tare. Din punctul acesta de vedere, eu cred că această anchetă a fost falsă pentru că principalul anchetat trebuia să fie Rareș Bogdan. La vremea respectivă, el era în piață, sub acoperire de jurnalist, era jurnalist, transmitea la realitatea postului și incita la dărâmarea guvernului, la intrarea în guvern. El a incitat, a fost unul din cei care au incitat și nu era din aia care incitau pe acolo. Nu, se transmitea în direct, era isteric și spunea, să dați în jandar cu tare, cu tare. Păi el trebuia, deci din punctul acesta de vedere, din start, acest dosar a fost fals pentru că n-au mers și, bă, hai să vedem, mă, cine? Bun, sunt de acord. Jandarmii au făcut ce au făcut, nu știu, îi condamnăm. Dar mulțimea care brusc a devenit și dădeam cu bolovanii jandarmi, voia să intre în guvern, aia nu era? Și cum să spui tu că hotărârea unei instanțe, tu, Câțu, ai vorbit cu ministrul justiției, să facă, mă, ministrul justiției, să o bată pe aia, a, decisia. A decis greșit? Păi, da, ziceți voi, mă, că justiția e independentă. Păi atunci a greșit și la Dragnea. Hai să atacăm și acolo. Nu mai spune, se duc cei la Rareș Bogdan, la CEDO. Bai, și la CEDO ce se duce? Se spui ce? La CEDO trebuie să se duci, că e fost nedreptățit. Nedreptățit ce? A fost cont. Adică la CEDO să protestezi, CEDO să spună, domnule, dosarul ăsta nu e bun. CEDO când te duci ca victimă. Păi ce, Rareș Bogdan e victimă, e Gogea Mitte, prim vicepreședintele PNL și ia o căciulă de bani și trăiește boierește la Bruxelles. Domnul Istele, toți ăștia de la Cioloș și ăștia sunt victime, care din sunt Gogea Mitte, demnitare, au paralea ăsta. Bun. Am încheiat subiectul ăsta. Subiectul următor este foarte interesant. M-am fost astăzi la bibliotecă pentru că v-am zis, vreau să văd colecțiile publicațiilor în care am activat eu în primele luni al 90. Am văzut Observator, am văzut Express și rămăsesem Magazin. Magazin era celebru magazin, nu știu dacă mai apare acum, deci România Liberă sau în Frontul, era la Frontul Democratic și Unității Socialiste, aveau și un săptămânal magazin. Era un magazin din ăsta, de știință popularizată, așa, și cu teoriile conspirațiilor. După Revoluție ajunge redactor șef Aleș Ștefănescu. Și Aleș Ștefănescu, nu țin minte, trebuie să-l sun neapărat să-mi spună ce l-a apucat și m-a căutat pe mine, care eram pe acolo, încă nu eram redactor șef la Express și m-a rugat să colaborez la el la magazin cu o tabletă cu stilou prin București. Și am publicat acolo vreo 4-5 tablete, pagina 3, le-am găsit acum, se numea, nu știam că rubrica era cu stilou prin București, nu mai țineam minte cum arăta revista atunci, apoi el a plecat la România Literară, este și un text, cred că în 3 aprilie, în care el spune că pleacă la România Literară și am plecat, adică n-am mai colaborat nici eu. Sunt foarte bune, sunt niște bijuterii, radiografii, cine mă caută? Radiografii, sunt niște mărturii ale prima lună post-decembristă, cu aia, cu democrația de la metrou, cu asta, o să vedeți, la gară, adică era o Românie, că acum recitindu-mi, se bucă de proză. Și m-am dus și am trecut pe la domnul Nicolae Noica.
ca să ajung la Nicolae Noi. Deci când am ajuns acolo, m-a cerut buletinul cu tare, unde mergeți cu tare, cu tare. Un corect, m-am dus. Și la un moment dat m-a căutat cineva, să-mi dea, nu știu, de la fan curier, mi-a cea o carte, cam așa ceva. Ei toți deja mă știu, ori sunt acasă, ori sunt aici, ori la bibliotecă. Și când am coborât, jau, pe acolo era, știi, joi, este o reuniune la ora 11 la Biblioteca Academiei, acolo în aula, la care vin cu ăla, cu tremur, am zis că vine pentru altă Nicușor, dar știți cum erau ăia pe acolo? Nu, nu, băia, forțele de ordine. Jandarmi, băi, vine domnul primar să... Băi, și m-am gândit așa eu. Eu așa, sinea mea, 73 de ani, nu știu câte cărți, scriu în fiecare zi, am scris, am făcut reviste. Păi când am venit la bibliotecă, nu a zis nimeni pe acolo. Păi a venit Cristul. Bă, chiar mi-a cerut și buletinul și ăla mi-a luat numărul, m-a întrebat dacă mă așteaptă directorul. Deci, mă, păi dacă eu eram și Nicușor Dan, Paulo, și păi vine Nicușor Dan și vine domn primar. Bă, ce înseamnă să fii politruc? Păi, vedeți? Bă, ce idiot! Încă o dată, de ce nu mai făcut eu politician? Deci, repede, m-am dus acolo, nu a zis ca mai aia să zică să trăi, dar măcar așa, ce mai face la vârsta noastră venind la Biblioteca Academiei? Pune buletinul cu tare, cu tare, ce număr aveți, de ce vă duceți cu tare? Mă rog, o fi niște jandarmi tefeliști, că așa sunt ei, mai noi, USR plusiști. Dar nu asta era. Deci m-am gândit, bă, uite, la vârsta mea am făcut atâtea și când am debutat în 67, n-am văzut pe nimeni unde mă duc la o policlinică, la o din ăla. Lumea zice, bă, a venit domnul Cristo. Adică nu în ideea că a venit și hai să-l vedem să cerem un autograf. Nu, adică hai să... Păi vine domn primar, păi Nicușor, dar nu mucos. Până mai ieri de dea interviuri, numai eu îi luam interviuri. Ce înseamnă? Acum vă imaginați pe ăștia de la USR Plus, îi luați de pe stradă, ministri, vă imaginați cum este Vlad Voiculescu, Năsui. Deci erau niște cetățeni simpli, dar pe acolo, pe stradă, pe tare, cu, mă rog, mâncau la fast food și deodată sunt miniștri. Nevestele se uită altfel la ei, bă, domn ministru, domn senator, domn deputat, descoperă toți colegii, băi, fii atent, băi, ajuns, bă, ministru, extraordinar. E la casă, păi se vede, a, se vede, a venit secretar, așa, zice, ce mai faceți, domn ministru? Păi mie nu zice nimeni, mă, domn ministru. Păi zi, mă, la biblioteca, nu critic, mă auzi, că, mă rog, am sentimentul perimeu, cum să spun, ăsta, trecerii glorii. Nu, vai de mine, cum adică? Nu că în sensul că nici măcar n-au văzut că a venit unul numit Cristo, dar măcar așa, bă, vine domnul Cristo, hai să avem grijă și noi să ne avem uniforme. Vine domn primar, dai să, bă. Și îi spun directorul Nicolae Noi, că este un alt personaj. Zic, domnul director, zic, și mi-am amintit deodată de Udrea. Că am avut multe interviuri cu Udrea, eu nu am. Udrea, premier, cu tare, și când a venit și Traian Băsescu, sunt moderator. Vai de mine, că mă duceam la câte televiziune și venea Udrea, directorul în persoană, trăiți, fără de ăla, o aștepta la intrare, o conducea, îi pupa mâna, paoleu, și de acum, după emisiune, bă, a venit Udrea, da? Acum, a fost condamnată. Hai să vă amuz în legătură cu Udrea. Deci eu, contrar, n-am scris niciodată. Am într-adevăr, am simpatizat-o, am apărat-o când era. Am încredere, aveam acum, nu mai dea să mai pot să mai facă politică. Rămâne în continuare acea enigmă. Ea s-a întors din unde a fost, din Costa Rica. Putea să dea și eu un telefon. Eu sunt voce, domnul, ce mai faceți, maestre? Adică mă întâlneam cu ea când era, eu mă certam cu Băsescu și ea era consiliera lui și acum nu. Dar mă rog, e treaba ei. Bun. Vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia care sunt oameni politici nu înțeleg nimic. Ei, dacă nu-i lingi, cum e și Iohannis, o să vedeți, oh,
Hai să vedem ce au scris o serie de cetățeni despre Udrea, când era ea șef. Unul se numește Mircea Marian, ăsta mă mușcă mereu de fund, n-are nici rost să povestesc cine, știu mai multe locuri, dar nu știu, cred că nici nu creează. Scrie pe Facebook. Eu ce scria el, 3 noiembrie 2011, când era. Am o întrebare, cum se face că discutăm cu atâta aprindere despre pictorialul Elenei Udrea, nu știu ce revistă, dar nu există niciun fel de expertiză despre ceea ce face la minister? A scris o dată așa ceva? Nu. Nimeni nu pare interesat de Ampozdru, de CNI, pe care spunea că îl desfințează o PND. Sunt programe de miliarde de euro. Nu știu, face bine Udrea, face rău, însă e jenant să discut numai și numai despre pictorial. Eu discutam în sfatul lui Trăian. Un pictorial, că e pe ea o apucat din când în când și ceva cu o fustă de mușamanu. Și nimic despre Udrea la MDR, la Ministerul Dezvoltării. Așa. Cred că noi presa aprobăm de noi superficialitatea, vedeți? Ia să vedem că erau comentariile atunci, mă. Aveam comentarii, nu. Nu mi-am mai dat comentarii. Așa. martie 2012. Nu vreau să cred că am devenit prea sensibil aici în state, iar în Statele Unite, am mers, dați seama, pe banii mei. Dar și atacurile subțientoare ale lui Băsescu la adresa lui Ponta și ceea ce sugerează oamenii USL despre relația dintre președinte și Elena Udrea îmi provoacă scârbă. Hai, lasă, ce se insinueze. Știam noi mai multe lucruri. Bun. Asta este Mircea Marian. Pa, nu pot să spun că o lingea pe Udrea, că dau într-o tentă, mă rog. Hai să vedem alții băieți de acum. Mircea Mihăiești, România Literară, 20.07.2005, România Raia. Am devenit fan al Elenei Udrea drept reacție la tertipurile jalnice la care se pretează oameni în aparență serioși doar pentru a da un bobornac președinției. În loc să admită că doamna cu pricina posedă o capacitate de seducție ieșită din comun, reporterii au căutat să o discrediteze prin cea mai neinspirată modalitate, insistând asupra rotunjimilor ravisante ale personajului. Ai văzut? Bun, altul. Horia Roman Patapievici, ăla cu România de forma unui cur. Șef la UICR și acum e șef la Artmark. Bun. Corpul doamnei Udrea este filmat în gros plan, astfel încât pântecul, coapsele, sânii, degetele de la picioare să iasă în mod sexual în evidență. Iar acest lucru se întâmplă nu odată, ci de mii de ori. Și nu într-o singură zi, ci zi de zi. Și nu oricând, ci ori de câte ori vine vorba despre ea. Pe jumătate de ecran, în timp ce pe celălalt are loc înfierarea. Scria în evenimentul zilei 3 a 9, deci 3 septembrie 2009. Că o apărare, bă, vă ocupați numai de fundul, când ea este mult mai important. Bun. Hai să vedem acum Tismăneanu. Uite, uite ăla. 17.12.2009. Ce făcea atât de grav Elena Udrea spre a merita oceanul de ură revărsat la adresa ei? Păi vedeți, mă. Mă, de ce nu? De 50 de ani, de când fac și ceva gazetărie, de când scriu, întotdeauna mă uit cu melancolie, cum pot fi atât de nătărâi, atât de imbecil politicienii, încât să-i bucure asemenea pupături în fund, cum era și al lui Liceanu, mă țin minte, cu Traian Băsescu, și a ridicat în slăvi, era la toate alea, Traian Băsescu era farul călăuzitor. Dar acum, bă, nu cer nici atunci să-l înjur. Bă, dar puteai să fii nici eu. Am fost după 2009, dar nu am niciodată. Am scris-o așa ceva despre Udrea. Am spus că am încredere în ea ca politician, când a avut probleme am apărat-o. De ce nu zic, mai acum, Mircea Marian și el, da? De ce nu spun, doamne, și nu e posibil ca ea să fie condamnată și nu știu ce și nu știu cum și normal ar fi să zică și ăștia, bă, dar cum? Ai sentință nedreaptă, ne adresăm la CEDO. Nu o mai zic absolut nimic, cred că închid.
Ne revedem mâine seară sau poimine dimineață la aceeași oră.